Asta vreau să vă spun. De fapt, în primul rând vreau să aflu eu. Și apoi să vă spun dumneavoastră. A fost ales bărbatul anului 2020. Cine? Deci, fix în momentul în care niciun bărbat n-a ieșit din casă, Asta mi se pare un vot adevărat, frățare, da? Că dacă stai în casă, chiar trebuie să te lupți pentru voturi. Cel mai sexy bărbat în pijamale. Bună seara, să trăiți, să trăiți. Bine v-am regăsit. Să trăiți, să înfloriți. Să rămână Paula, te cu bordă. Doamne ajută. O onoare pentru mine să discut cu bărbatul anului 2020. Uite. Mamă, dar și mie, eu m-am... Deci ce să mai... Mă pupam pe aici, pe mână, uite așa. Te pupai singur, dar nu în oglindă. Dar cu cine ți-au fost contracandidații, ca să zic așa? George Clooney, la un moment dat, nu, să râzi, dar era o gașcă foarte selectă, așa, și că de asta am trimis un mesaj la decernarea premiilor și am spus, chiar am fost măgulit de gașca selectă în care am fost băgat. Da, vă mulțumesc, le-am zis, vă mulțumesc, nu mă așteptam. Păi cred că telespectatorul a votat. Deși nu sună foarte bine să iei așa premiu în pandemie, exact cum ai început. No. Miss Pandemie ai fost. Mister Pandemie. Dar cine mai era pe acolo? Stai că o să-mi spună, uite, le rog pe fete energie să-mi caute și contracandidați. Oricând e binevenit, Răzvan, un premiu ăsta, nu te alinta. Ce n-ai? Da, mă, nu, Doamne ferește, adică mulțumesc, dar da. Fodor, am o problemă cu... Eu nu prea mă bucur de cadouri, eu nu știu să mă bucur de lucruri, știi? Sunt mai... Prea modest. Nu știu, mă, Paula, cât de... Nebun, da. Nu știu dacă e modestie sau e... Începem cu întrebarea din veche. Și cum ți s-a schimbat viața acum de când ești cel mai sexy bărbat ala? Hai că am aflat cu cine ai. Am aflat cu cine ai candidat. Cu Maticiu. Da, mă. Cu Maticiu, cu Cabral. Cu Brenciu, cu Ristei, cu Cabral, cu Drăghia, cu Piștereanu și cu Butnaru. Vali Butnaru. Da. Da. N-a fost ușor să câștigi. N-a fost greu să câștigi, să mi pun pe toți în cap acum. Da. Păi gata, ai zis-o, gata. Nu, a fost o gașcă frumoasă. Da. Nu, adevărul e că frumoasă. Prima variantă am vrut să o zic. N-a fost ușor să... Da. N-a fost...